cu sala aia, nimeni n-a apărut că o putem gestiona mai mult și am rămas tot. Și am zis atunci, de ce să mai închiriez? Ia să-mi iau propriul destin așa noi. Și am făcut să zic ce vedeți dumneavoastră aici. Încerc să-i provoc pe foștii mei studenți actuali, actori tineri, să înțeleagă că asta e o casă a lor. Pe colegii mei să înțeleagă că dacă nu are un gând ce li se potrivește, putem să-l generăm de aici. Acest spațiu se numește Studio de Teatru și Film B22. Va fi, desigur, în timp, va suferi mici modificări, dar esențiale. Adică o parte, partea aia va fi studio de film, acolo, și va fi, ați văzut că am pus acolo două afișe de noi filme celebre, aici va fi studiul ăsta de teatru, un fel de laborator de căutare. Nu intenționez să fac nicio școală de teatru cu copiii să le iau banii oamenilor pe aici, dar dacă primăria o să dea niște bani, cum se făcea la un moment dat gratuit pentru a face cursuri de teatru și nu vor să se piardă, îi pot gestiona tot prin Asociația Teatru Proiect, care poate primi, asta e o firmă, putem să primim un poate să fac asta, dar avem în continuare și avem o relație de bună prietenie. Și așa că, în primul rând, să citim la pe cărticii. Ca să vă dau un exemplu. Și tipul numele mi l-a spus aici? Singuri acasă, peste mai mulți. Suntem singuri, dar suntem mai, mai mulți în carte. Bun. Atunci, fiind la asta, în locul Drus Constantinescu, deschide, vedeți cum e câte unul norocos pe pământul ăsta, deschide, și eu sunt onorat că nu s-a vrut să-și lanseze această carte, deschide partea cu primul eveniment în care au venit prietenii și cei câțiva prieteni. Mai domnule, mai mult decât am fi, și așa suntem la limită, dar trebuie să credem că cei care sunt acasă au COVID. Ca să vă spun o istorie interesantă, indiferent ce credeți, că eu cred în existența acestui, sunt atent, am copii, am... La Teatrul Național s-a făcut un întreg tam-tam pe acest subiect al COVID-ului, vă spun și dumneavoastră, colegilor mei. Cel mai vehement era eu un coleg de-al nostru pe care îl cheamă Andrei Ioan Ionescu, care nu vrea să intrească cu noi numai la 20 de metri, nu am mai venit la repetiție, a fost înlocuit în spectacole și el mi-a dat un mesaj. V-am spus că există COVID, am. El a stat numai acasă. Vă doresc succes! Mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru această inițiativă. Și eu am destul amintirii personale cu aceste scoare pe vremea când era restaurant și se mâncau cele mai bune hamsit din orașul Câmpina. De asemenea, multe veri le-am sorbit în această incintă foarte frumoasă, chiar cu politologul de origine câmpinean, Armand Goșu, care este acum la București. Stăteam acolo în față și discutam politică și despre istorie. Vă mulțumesc de asemenea pentru această invitație de a prezenta programul nostru colectiv. Vreau să vă spun că este cel de-a 30-lea eveniment pe care îl organizează librăria Elstar. În principiu, marea majoritate a evenimentelor au avut loc în cadrul ciclei librăriei Elstar și știind istoria acestui local și transformarea lui spectaculoasă totuși dintr-un restaurant, dintr-o terasă cu biliard chiar, într-un spațiu dedicat artelor și filmelor. Mi-am adus aminte de asemenea și despre evoluția librăriei Elstar, pentru că doamna Lorena de asemenea a preluat un fost restaurant care nu a avut succes în centrul orașului Câmpina, ceea ce denotă faptul că există resurse și inițiativă culturală în orașul nostru. Și de asemenea, paradoxal este că am avut destule astfel de serate când erau 10-15 oameni și distanțarea era asigurată chiar în incinta librăriei, iar acum când ar trebui să avem o distanțare masivă și ca la carte, cum ne cer autoritățile, suntem totuși atât de mulți, până la urmă sunteți victima propriului succes, atunci de sunt atât de mulți oameni, am fi avut nevoie de o sală de 2-3 ori mai mare. Aș vrea să invit pe invitații mei care au bătut drumul de la București să alăture mie în prezentarea acestei cărți foarte interesante. Singuri acasă, părinți și copii în pandemie. După cum știți, am fost izbiți frontal de acest fenomen al coronavirusului 19. Pe mine mă distrează că prezentatorii tot îl menționează. Noul coronavirus. Chiar și acum este. Noul coronavirus. De 6 luni de zile, totuși, mi se pare că nu prea mai este nou. Este nou coronavirus, dacă vreți să-i spunem așa.
Această carte a apărut acum câteva luni la editura Vremea. Este coordonată de către Simona Perda, care are o istorie cu... A mai fost în orașul Câmpina, în sensul ăsta are o istorie cu orașul Câmpina. Cred că e a doua oară Câmpina în orașul nostru. Pentru că a participat la o conferință de MET la Casa de Cultură în Sala Mică, care ne-a povestit despre destinul și viața destul de nefericită a reginei Elena și relațiile ei tumultoase cu Carol al II-lea. Și dânsa este coordonatoarea acestei cărți. Până la urmă, ea ne-a strâns. Este antrenorul care a determinat apariția acestei cărți, evident cu sprijinul editurii Vremea. Îi mulțumesc că m-a invitat și pe mine să-mi spun părerea. Experiențele pe care au fost strânse în acest volum aparțin din perioada stării de urgență, deci din martie, aprilie, când lucrurile păreau a fi totuși sub control din punct de vedere autorităților. Știu că eu cel puțin mă miram când erau 30 sau 50, 70 de cazuri în fiecare zi. N-aș fi spus niciodată că o să ajungem la cifrele astronomice care sunt astăzi. Din nefericire, nici perspectiva nu este grozavă. Îmi cer scuze, dar nu pot să vorbesc cu masca, chiar dacă știu că ar trebui să o facă și autoritățile vorbesc cu masca. Oricum avem o distanțare extraordinară, deci nu este cazul. Din păcate, cum am spus, și perspectiva nu este deloc extraordinară. Probabil că următoarele 6-7-8 luni sau chiar un an nu vom avea un antidot la acest coronavirus care totuși ne-a schimbat viețile radical. Eu am scris vreo 4 pagini despre experiența pe care am avut-o cu copiii mei stând în casă. Mai mult ei au stat în casă, trebuie să recunosc, pentru că eu, dat fiind natura serviciului meu, am plecat în fiecare zi la Ploiești, astfel încât pentru pe mine nu a afectat în mod deosebit acea perioadă de stare de urgență. Chiar și când mă întorceam, dădeam toate cu bicicleta pe aici, pentru că, după cum știți, era acea declarație pe care puteai să o bifezi foarte ușor și puteai să faci mișcare. În acea perioadă chiar am rămas surprins, pentru că, în mod teoretic și legal, puteai să te plimbi, să faci sport, să alergi. Era sport, în urmă. Și am rămas surprins cât de puțini câmpineni alergau pe străzi sau mergeau cu bicicleta. Simona? În primul rând, aș vrea să o întreb care este geneza acestei cărți, cum a apărut, pentru că eu am fost doar invitat și am fost unul dintre coautori, dar ideea mi-a aparținut și nu știu de resorturile acestei cărți. Cum ți-a venit ideea să ne strângi sub această formă, să ne depănăm experiențele care, cum a spus domnul Dan Tudor, pot fi eventual transpuse în mici scenete de teatru?